Uniunea Europeană a decis să ofere Republicii Moldova 60 de milioane de euro pentru gestionarea crizei gazelor. Anunțul a fost făcut în această seară de președintele delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Eurodeputatul a menționat că, în contextul crizei energetice, Moldova are nevoie mai mult ca oricând de ajutorul Uniunii Europene pentru a putea evita șantajul energetic la care a recurs Rusia.